Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, am vrea să vă invităm la o discuție, dacă vreți, în dimineața asta, despre expresii, ce să spun, expresii neobișnuite. Mai avem hanorace, domnul Adi, să dăm și noi premiul hanorac. Un hanorac? Ceva dăm. Ceva dăm. Pentru cea mai neobișnuită expresie, regionalism pe care îl folosiți, și pornim de la asta. Am auzit o prietenă spunând, e așa curat că lingi mac. Că lingi mac, înțelegi? Lingi pe jos. Da, lingi mac. Nu știu de ce. Deci ideea este că e atât de curat în locul respectiv de pe jos, că poți să lingi mac de pe jos. Ai mai elaborat. Eu știam expresia, e curat de lingi pe jos. Punct. Da, sigur că da, poți să spui asta, dar asta cu mac. Asta e mai curat, da, dacă lingi mac. Deci este... mac sau poți pe orice ingredient? Nu știu, mac, poate că... Macul e mic. Susan merge. E mic și poți să-l iei din crăpături, din astea mă gândesc, nu știu. Susan nu e mare. Deci, mesaje, dați-ne mesaje audio. 0728-3132. Dacă aveți expresii, regionalisme, din familie, dintre prieteni, de-astea pe care le folosiți, le știți de la părinți, de la bunici și care nu sunt folosite. Chiar am vrea să facem o colecție. Asta cu curățenie are mai multe... Dacă mai țineți în serialul Lumini și Umbre, Valentin Uritescu zice la un moment dat, bă, îi spune aluia să curețe WC-urile și spune să fie curate, lună, soare, stele, să poți bea cafea din ele. Deci expresii 0728-3132. Da, mesaje, apropo de expresii ciudate. Bun, acum le apreciem foarte mult pe alea care nu sunt doar ciudate, cine și explică despre ce este vorba. Adică, de exemplu, este una a aduce noră pe cuptor, a se însura, a se căsători, zice cineva. Sau, de exemplu, mai spune cineva, deci, mă, am pierdut mesajul, zi tu până... Stai că-ți dau eu a, ceva. Ba, da, zice, te urșești. Te urșești, adică sari calul. Adică exagerezi, te urșești. Aha. Ia fiți atenți. Zi. Neața, băieți. Am o zicală pe care o folosesc mai mereu. Când ceva nu convine la o persoană, folosesc acest apelativ. Ți-e dor de mâncare de spital? Asta o știam. Am auzit-o în armată prima dată. Mai este o vorbă pe care... Bravo. Ia-o pe asta de la Mihaela. Râzi ca sfec la gura vacii. Na, ce prostie. Expresie ciudată din zona care ne trimite altcineva. Yeah. Îți lungește dinții, adică îți face poftă. Ok. Zice că e de la Carei, da? Ce tare. Trântimar porcu. Asta nu știu, nu știu, n-are explicație. Asta e de mirare. Stă degeaba ca piatra pe murături, scrie Dan. Băi, dar piatra asta nu stă deloc degeaba pe murături. Că fără piatra aia, murăturile ar ieși la suprafață și s-ar mucegăi. Deci piatra are un rost foarte important. Acolo. Iată o altă expresie interesantă și inedită. Mm. Nu trebuie să încerci în fiecare zi să bagi boul în conservă. Asta cred că se referă la ceva perseverență în zadar. Probabil. Știi? Da. La mine se zice că e curat pe jos că poți să lingi miere, apropo de expresia, aha, de la care am plecat. Fiecare cu ce îi place. Dar mai interesant e ce urmează. Sau că e ordine, da, de poți să dai mămăliga de-a dura. Băi, da, cât de tare să... Deci e ordine de poți să dai mămăliga de-a dura. Adică mămăliga nu strânge scame. Exact. Înțelegi? Cum ar da. A avut viață cât e bruiene. În sensul că a scăpat dintr-un accident, din ceva extraordinar. Aha. Bună și asta. Băi, dar nu am auzit niciodată. Foarte multe interese sunt. Bună, sunt Adriana din Alba Iulia, deci Ardelea, încă n-am nicio legătură cu expresia pe care urmează să vă spun. Făceam o colecție cu nepoțica mea și am găsit la un moment dat a te cotârși cu zăblăul. A te cotârși cu zăblăul. Dar ce înseamnă asta? Dacă poate fi difuzat, că mie îmi sugerează diverse chestii. Dar nici mie nu sună. A se acoperi cu... Bine, nu mai insistăm. A se acoperi cu pătura. A se cotârși cu zăblăul? Da. Ok. Așa ne spune. Stai, băi, cu minte, când făceam eu de-astea, tu făceai hamuri la mâță. Hamuri la mâță? A creierii pe cineva apare în mai multe mesaje, în sensul de a exaspera pe cineva. Asta e bună. Băi, eu mă mai creierii atâta. Exact. Hai că mai creierit. Asta e bună. Și asta, uite, a avea stuchit la furcă. A avea stuchit la furcă, în sensul de a vorbi mult, a vorbi fără întrerupere. Ah, cred că îmi dau seama de unde vine. Cum ar veni, gura e o furcă, e ca furcă așa, știi? Da, da, da. Și stuchit în sensul că vorbești și stropești într-una. Mă rog, cum era de așteptat, sunt extrem de multe mesaje nedifuzabile. Noi avem foarte multe expresii. Dar vă mulțumim pentru ele, oricum. Și vă așteptăm și cu altă ocazie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.